tratament la domiciliu. Pielea este unul din cele mai sensibile organe ale corpului uman și unul dintre cele mai predispuse la afecțiuni, fiind atât de expus factorilor externi. Când ne gândim la poluare, cel mai adesea ne gândim la efectele negative pe care fenomenul îl are asupra mediului înconjurător, însă poluarea este la fel de dăunătoare și pentru fiecare dintre noi, mai ales la nivelul pielii. În viața de zi cu zi există mulți factori poluanți pentru piele de care nu suntem conștienți. Pielea este cel mai mare organ al corpului și de cele mai multe ori și cel mai ignorat când vine vorba de menținerea sănătății. Pentru a avea o piele sănătoasă și frumoasă, trebuie să avem în vedere o serie de factori și, cel mai important, să avem grijă de ea începând din interior către exterior. În momentele următoare, Ada Pătrașcu, cosmetician estetician, ne oferă câteva sfaturi cu privire la îngrijirea pielii. În primul rând, aveți grijă de ten de la interior spre exterior. Mai exact, trebuie să beți multă apă și să mâncați multe fructe și legume bogate în apă. În acest fel veți reuși să rămâneți hidratați și să vă păstrați tenul strălucitor. Pentru a preveni uscarea pielii și apariția scoamelor, este important să consumați minim 8 pahare de apă pe zi. Deși acest aport de apă nu este unul unic, așa că cel mai bine te va ghida propriul corp pentru a ști de câtă apă este nevoie. Un prim pas important este demachierea. O îngrijire corectă a tenului trebuie făcută de 2 ori pe zi, atât dimineața cât și seara. Seara înainte de culcare pentru a îndepărta machiajul sau impuritățile acumulate peste zi, iar dimineața această etapă ajută la reducerea excesului de sebum și la eliminarea impurităților acumulate pe timpul nopții. Următorul pas după demachiere este tonifierea. Produsele de tonifiere dizolvă rezidurile de praf, transpirație sau resturile din produsele de curățare. Apa tonică ajută la eliminarea excesului de ulei din por și împiedică astfel formarea punctelor negre. Acest pas ajută la revigorarea tenului, pregătindu-l pentru hidratare. Și astfel, următorul pas este aplicarea de creme hidratante în funcție de tipul de ten. Odată pe săptămână este important să facem o procedură de exfoliere a tenului pentru îndepărtarea celulelor moarte. În urma procedurii, pielea rămâne fină la atingere, strălucitoare, iar în timpul procedurii are loc stimularea circulației sângelui din zona respectivă, iar pielea absorbe mult mai ușor produsele pentru hidratarea tenului. Să nu uităm și de cremele cu protecție solară. Este foarte important, atât vara cât și iarna, să ferim tenul de radiațiile solare care nu fac altceva decât să ne îmbătrânească tenul și să ne accelereze pigmentul melanic, astfel încât să ne apară petele pigmentare. Așa că, dragi ascultători, vă doresc să faceți alegeri benefice pentru a avea un ten strălucitor.